Bună ziua, sunt Bogdan Nicolin, trainer la West Cut Academy și stilist la West Barbershop. În episodul de azi vom vorbi despre mașinile de tuns. Prima dată când ne alegem o mașină de tuns, fie că e pe fir sau fără fir, trebuie să o pornim în magazinul de unde o cumpărăm, să-i facem proba, să vedem dacă lamele sunt perfect ajustate în ambele părți, nu există nicio diferență de vreun milimetru sau mai puțin de un milimetru, pentru că altfel o să cipească pielea. Trebuie să verificăm toate componentele ei, să vedem dacă funcționează corect. Iar în momentul când am pornit-o, fie că e pe fir, fie că e fără fir, prindem lamele între degete și încercăm să oprim lama. Dacă lama se oprește, înseamnă că nu are suficientă forță. Dacă lama continuă să meargă când noi apăsăm ambele lame, înseamnă că mașina are suficientă putere. Este foarte important să le ungeți după fiecare client sau măcar la 2 clienți, la 3 clienți, trebuie unsă lama, fie că e pe fir, fie că e fără fir. Avantajele unei mașini de tuns pe fir este că este mult mai durabilă decât una fără fir. Este foarte, foarte puternică. Eu prefer modelele mai vechi de mașini de tuns pentru că au fost construite mult mai bine. În ultimii ani, producătorii au umblat foarte mult la calitatea lor. Nu mai sunt la fel de calitative mașinile de tuns acum, în prezent. Una din mașinile de tuns care le-am cumpărat acum 4-5 ani, același model, același tip de mașină de tuns, am cumpărat-o anul trecut și am băgat-o de 4 ori în 4 luni în service. Și până mi-a dat una nouă nouță, dar care era doar un picuț mai bună decât cea care o băgasem în service. Între timp a trebuit, bineînțeles, să-mi cumpăr o mașină de rezervă. Și din acest motiv producătorul are numai de câștigat, dar noi ca frizeri nu avem decât de pierdut, pentru că în loc să ne ține foarte mult o mașină, ne ține foarte puțin. Și această problemă se regăsește și la mașină fără fir. Știu mulți începători care își schimbă mașinile de tuns o dată la 6 luni, cele fără fir, pentru că nu le îngrijesc foarte bine, da? Trebuie spunse, trebuie curățate lamele, trebuie desfăcute de aici, curățată în interior și asta o putem face singur, dar trebuie să fim foarte atenți când ajustăm lamele la loc. Eu mi-am modificat-o ca să-mi ia mult mai scurt decât zero normal din fabrică. Le-am făcut mult mai mici lamele, să taie mult mai scurt, mult mai apropiate una de alta, dar să fiți foarte atenți să nu ciupească pielea, da? Nu le faceți perfect la același nivel, trebuie să mai rămână o mică diferență, este foarte important ca să nu cumva să răniți pe cineva. Colțurile trebuie să le verificați foarte bine, să nu fie mai sus, mai jos, pentru că altfel există riscul, din nou, mă repet, să ciupiți pielea. Inconvenientele unei mașini de tuns fără fir este că trebuie să manevrezi firul peste client, pe lângă client, pe lângă scaunul clientului, îl poți incomoda. Mașina de tuns fără fir nu are această problemă, nu este la fel de grea ca cea pe fir, este mult mai ușoară, dar nu are la fel, nu este la fel de puternică cea fără fir. Cea fără fir mai are o problemă dacă o ții foarte mult la încărcat. Se strică acumulatorul, se strică și încărcătorul. Dacă o lași să se descarce complet și după aia o bagi la încărcat, e posibil să se întâmple asta în timp ce ai un client. Și atunci clientul trebuie să te aștepte și pe tine până ți se încarcă mașina. Situație care ar fi un pic cam jenantă. Din acest motiv trebuie să ai și o mașină de rezervă, tocmai ca să fii sigur că nu rămâi fără mașină de tuns la un tuns. Cam astea au fost caracteristicile despre mașinile de tuns. Aveți grijă și
Cum vă spuneam, trebuie să aveți mare grijă de felul care grijiți, mașina de tins pe care o aveți. Trebuie spus, trebuie scorțate ca să le aveți mai mult timp. Mai ales având în vedere că producătorii în ultimii ani au umblat foarte mult la calitate într-un sens negativ. Mașinile nu mai durează la fel de mult și nu mai sunt atât de rezistente, își pierd din putere. După câteva săptămâni de achiziționare, chiar și anumite modele care sunt foarte apreciate în prezent, își pierd din putere și au tot felul de probleme, nu taie cum ar trebui să taie, mai ales când ai dinți în față. Dacă observați probleme de acest gen, că după 2-3 săptămâni mașina nu mai taie la fel de bine ca atunci când ați cumpărat-o, trebuie băgată neapărat imediat în serviciu. În cazul în care după 2-3 dăți în care ați băgat-o și ați scos-o din serviciu, tot nu se remediază problema. Am văzut multe mașini acum în ultimul an, în ultimii 2 ani chiar, care au tot felul de probleme și mașini foarte apreciate, foarte cumpărate, dar foarte des băgate în serviciu. Încercați să optați pentru o mașină de tuns, un model mai vechi. Modelele mai vechi au mai multă durabilitate, să spunem așa, durează mult mai mult, țin mult mai mult și au mult mai multă forță în ele. Bineînțeles, acesta este punctul meu de vedere, este ceea ce am văzut eu. Voi puteți să alegeți orice doriți voi. Eu sunt Bogdan Nicolin, sunt trainer la Westcat Academy și stilist la West Barbershop. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Dacă doriți, puteți să dați share pe Facebook. Puteți să vă abonați la canalul nostru de YouTube, la Fizeria West. Puteți să veniți să vă plângeți la noi, puteți să veniți să vedeți ce fac cursanții noștri la școala noastră de fizerie Westcat Academy, să vedeți că la noi aveți un start mult mai bun în această carieră de frizer, de barbier, de hairstylist, cum vreți voi să-i spuneți, pentru că la noi un cursant are o ședință individuală cu un profesor, ești doar tu, profesorul și modelul tău pe care îl puneți împreună. Iar profesorul tău personal îți arată ție și numai ție ce ai de învățat, pas cu pas, ca tu să ai un start mult mai bun. Studiezi numai tunsurile moderne, pierdutul din ras, pierdutul din zero, cum să aranjezi părul, cum să conturezi barba cu briciun, cu mașina de contur, cu mașina normală de tuns, cu shaver-ul, toate instrumentele, toate tehnicile moderne și clasice de tuns sunt la dispoziție și mai ales multiple feluri de a pierde laterale, de a tunde partea de top a părului. Toate aceste mici secrete și altele sunt puse la dispoziție la cursul nostru de frizerie, pentru că noi am avut probleme în trecut. Noi știm ce înseamnă un curs obișnuit de frizerie și de-aia cursul nostru de frizerie am vrut să-l facem ca tu să poți să ai un start mult mai bun decât l-am avut noi. Sper că ți-a plăcut acest clip. Eu sunt Bogdan Nicolin și ne vedem în următoare.